Salut! De foarte multe ori mi se întâmplă să mi se ocupe tot spațiul de pe, mă rog, hard disk sau SSD sau ce am eu. Și trebuie să aflu exact ce dosare trebuie șterse și cum care ocupă cel mai mult spațiu. Și chestia asta o fac foarte ușor. Deschid panoul principal. Pot să scriu aici analiză. Ok. Hard disk, aplicația asta, bun. Și acum pot să scanez dosarul personal. Dosarul personal e ăsta, Home Folder, pe care l-am deschis aici, pe Alt control și Opt. Și acum le-am pe amândouă, sus și jos. Și mi-arată aici exact, în Andrei, aici am discuri să-mi reprezinte dosarele și dimensiunile lor. Cel mai din interior, cel mai aproape de centru este, mă rog, Andrei. Următorul este, tot următorul din toată seria asta e formată din dosarele de aici, tot așa, fiecare următorul nivel. Bun, eu știu că VirtualBox VMS, că dosarul ăsta e cel mai voluminos și nu mă interesează să caut aici, mă interesează în video. Și așa că dau click pe video. Deja graficul din dreapta s-a actualizat. Să văd ce am în video. Pot să deschid. Mă rog. Și aici sunt, e practic am mers în video și mi-arată aici vechi, bune, nu sunt foarte bune de revizuit. Și am aici vechi cât la sută mi-ocupă din dosarul video și așa mai departe. Și pot să deschid, pot să mă uit mai adânc, dacă am foarte multe fișiere. Pot să deschid dosarul, spre exemplu, s-a deschis vechi, bun, sau pot să-l mur la coșul de gunoi. Bun, nu o să ai nevoie numai pentru home folder, chestia asta, pentru dosarul personal. Pot să analizezi și tot sistemul de fișiere, și ăsta o să durez destul de mult, sau doar un dosar și te duci aici, te uiți. Nu știu ce am eu aici. Oare am ceva în exemple? În descărcări? Nu prea, mă rog, mă uit tot în video, că nu am alte chestii. Perfect. Și mi-arată exact dosarul video. Bun, cam atât despre cum poți să scanezi toate fișierele și toate dosarele să vezi cam ce poți să ștergi. Pa, pa!